Salut! Ne-am întâlnit astăzi pentru a face un test de adâncime în condiții reale, adică pe ținte îngropate. Vom folosi o monedă de 50 de bani actuală, echivalentă în mărime cu moneda actuală de 1 euro și o cutie de Coca-Cola. În test vor fi aceste patru detectoare, fiecare dintre ele echipate cu bobina care le oferă cea mai mare adâncime. Și cu specificația că modelul DTech Relic Striker, modelul cel nou de la DTech destinat pentru adâncimi mari și pentru tezaure și artefacte, va fi testat acesta cu două bobine. În primul rând, DTech EDS Reacher este cu siguranță cel mai performant detector entry level al planetei. Garrett Ace 250, revin la Reacher și spun că va fi echipat cu bobina lui cea mai mare, adică 12x12 inch Ceph Pro. Garrett Ace 250, un entry level care este foarte popular, poate cel mai popular de astăzi, deși nu înțeleg motivul pentru că nu strălucește prin nimic, dar e galben, e frumos, are ecran. Va fi echipat cu bobina Ultimate 13 de la DTech. Până acum, până când am făcut testele și cu acea bobină, credeam că bobina Ceph Pro 15x12 de la DTech este cea mai adâncă bobină pentru acest detector. Ei bine, nu. În urma ultimelor noastre teste a rezultat că bobina Ultimate 13 de la DTech o depășește pe cea Ceph Pro 15x12 cam cu undeva în jur de 15%, uneori 20% în ceea ce privește adâncimea. Următorul detector în test, Xpedeus, versiunea 3.2, echipat cu bobina lui cea mai mare și cea mai adâncă, care este și foarte grea de altfel față de celelalte bobine, 13x11 inch. Și desigur, cum spuneam, noul DTech Relic Striker, echipat cu bobina 18x15 inch, aceasta este bobina stock, și îl vom testa și cu bobina Ultimate 13 inch de la DTech, care este o bobină opțională, dar care este foarte ușoară și face detectorul foarte agil și foarte manevrabil. Iată moneda de 50 de bani. Da? O să o băgăm într-o groapă. Așa, pe fundul gropii. A trebuit să vii să filmezi aproape să se vadă că moneda e în groapă. Uite, mai căzut niște pământ peste ea. Se vede unde este? Așa, bun. O să ne ajutăm ca să aproximăm adâncimea de mânerul cazmalei. Ruleta pe ea. Și ce avem aici? Undeva... Hai să zicem între, oriunde între 45 și 47 de centimetri, da? Am terminat de îngropat moneda, vom marca locul unde se află deasupra gropii cu această bucățică de carton, să ne fie mai ușor să o identificăm. Și vom lua detectoarele pe rând. Bun. În primul rând, vom încerca cu detectul EDS Reacher. Vreau fi de ocazie ca să explic un lucru pe care nu toată lumea îl cunoaște, pentru că la noi nu prea se obișnuiește a să citim manualul. Ca să pornească în putere maximă, pentru că altfel n-aveți adâncimea maximă, deci ca să-l faceți să pornească în putere maximă și să aveți adâncimea maximă, detectul EDS Reacher se pornește în felul următor. Se ține degetul apăsat butonul de pinpoint, da? Și se pornește detectorul. La primele beculețe ați eliberat butonul. După aia continuați. Duce sensibilitatea și discriminarea unde doriți. Noi acum în test vom lucra în setări normale de lucru, și anume sensibilitatea undeva între coins și relic și discriminarea pe coins. Bun, refac procedura de pornire, da? Ca să nu fie niciun dubiu. Țin cu degetul apăsat butonul de pinpoint, îi dau drumul la prima beculeță, am eliberat. Ok? Acum el este pornit în adâncime maximă. Îl ducem și facem testul. Se aude că Reacher-ul îl agață, dar moneda fiind foarte adâncă, semnalul este destul de slab. Am ridicat un pic detectorul, deja, da, semnalul nu este la fel de puternic ca la o monedă, o idee mai, dar sunt curios câte detectoare reușesc să iau o monedă în solul ăsta, care este argilos și la adâncimea asta. Ok, deci Reacher-ul o ia, dar nu foarte, foarte, cu semnal foarte, foarte clar. Bun, să trecem la Garrett Ace. Îl pornim. Nu. Cred că am greșit. Nu trebuia să-l pornesc deasupra gropii. Ok, detectorul a pornit. Da, a dat un pic de falseu, dar ținta nu o ia. În schimb,
dar aici, da, și este cu bobina cea mai adâncă disponibilă pentru acest detector, anume Ultimate 13.5 de la DTEH. Îl oprim. Bun, trecem la XP Deus. Vreau să spun că din tot ce am testat și din tot ce se știe în comunitățile de detecție din întreaga lume, detectorul XP Deus este cel mai adânc detector dintre detectoarele cu display. Nu este cel mai adânc detector dintre toate detectoarele, ci este cel mai adânc detector doar dintre detectoarele cu display. Bun, îl pornim. Vom face un program un pic mai violent. Îl vom seta un pic mai violent ca să-i scoatem adâncimea maximă posibilă în condiții normale de lucru. Bun. Și anume, îi tăiem discriminarea complet. Dar sunt destule controverse pe tema asta, o să trecem peste ele. Mă duc cu sensitivitatea pe 97. Frecvența o cobor la 8 kHz. Da? Iron volume 3, reactivitatea 1, silencer minus 1. Deci asta îți oferă cea mai bună separație a țintelor conjugat cu sensibilitatea. Audio responsul la 6. Da? Și vom face încă o chestie, îi voim da puterea la 3, pe nivelul maxim, da? Ok. Și acum să trecem la detecție. Nici XP Deus nu îl vede și o să-l oprim. Nu vede moneda. Așa. Haideți să luăm Relic Striker-ul. Ca setări de lucru vom folosi modul High, discriminare pe coins, sensitivitatea la începutul zonei roșii. Da? Ok. Solo automat, nu stăm să-i facem ground balance. Și atât. Detectorul a pornit. Se aude semnal, este destul de puternic. Da? Deja uite aici este limita, dar totuși moneda are undeva în jur de 45-46 cm în sol. Semnalul este puternic. Am luat o cutie de Coca-Cola mică de 330, am turtit-o după cum se vede și o vom pune așa în groapă, da? Să vedem ce se întâmplă. Adâncimea. Așa. Adâncimea, hai să măsurăm adâncimea. Așa. O să vedem ce adâncime avem la ea. Op, sunt pe ea. Aproximativ 60 de centimetri, da? Să mai vedem în groapă. Ok, undeva la 60 de centimetri. Ok, aceeași poveste cu cartonul, am îngropat cutia turtită de cola acolo unde am spus. La 60, aproximativ 60 de centimetri, marcăm locul cu un carton să-l vedem bine. Și începem cu detectoarele în aceeași ordine. Hai că asta bine aici. Așa, ok. Vedeți, Richard este modelul nou în 28 de kHz, ceva mai performant decât modelul anterior în 14 kHz și mai sensibil pentru aur atunci când sunt obiecte mici, gen cercel, inel. Bun, pornim pe power, ținem apăsat butonul pinpoint, pornim, ok, acum setăm sensibilitatea în zona roșie, discriminarea pe coins, sunt foarte curios dacă mai e aici. Repet, solul este argilos, foarte pretențios, puține detectoare fac față să obțină și adâncime solul ăsta. O mai agați, frate. E? Dar foarte puțin. Foarte puțin. Sunt curios, uite, dau sensibilitatea mai sus. Da, cu sensibilitatea mai sus, deci trecută un pic de zona roșie, o agață rezonabil, dar totuși nu suficient. Sigur, nu are adâncimea lui Relic Striker. Bun.
Hai să facem cu asul. 250. Așa. Ok, all metal. Puterea la maxim. Hai să vedem. Nimic. Nada de nada. Ok. Hai cu Deus. Așa. Ne pornim. Sonor. Hai să se inițieze bobina. Așa. Hai să-i facem un ground balance foarte precis, pentru că ăsta este detectorul cel mai, deci mi-arată valoarea sau 85, 86, acolo ne ducem și noi. 86, ok. Detectorul cel mai adânc dintre detectoarele cu display. Altul mai adânc ca ăsta dintre cele cu display nu există, însă ați văzut că sunt detectoare fără display mai adânci. Discriminare 0. Sensitivitate 97. Este la limită la ce se poate lucra cu el. Frecvența 8, îi da din ce mai bună. Iron volume 3, reactivity 1, silencer minus 1, ca să agațe orice semnal cât de slab. Audio response 6. Deci lucrăm cu el la limita lui. Ok, bun, setat așa. Nimic. Ok, îl lăsăm în pace și pe Deus. Trebuie să vedem Rally Striker. Îl pornim în setări normale de lucru, și anume discriminarea pe coins, pe monede, și sensitivitatea, uite, la mijlocul zonei roșii. Așa se poate lucra cu el. Hai, discriminare, auto, solo pe auto, ton mixat, bun. Zice că a luat-o. Am emoții. N-am. Nu, n-am emoții. Semnalul este clar. Chiar dacă nu se aude așa de tare cum s-ar auzi dacă ținta ar fi mai sus. Simte și fierul din cazma. Foarte bun în discriminare. Se aude un semnal slab, da? Care spune că este în adâncime. Ne mutăm și la 90 de grade. Ne confirmă semnalul, deci săpăm. Și atenție, setări normale de lucru, nu în blană. Hai să-l dăm și în blană, sau aproape de blană, da? Hai să ducem sensitivitate, o scoatem un pic din zona roșie și ne ducem, nu pe nugget, e prea mult, ne ducem pe all metal cu discriminarea. Da? Hai să vedem. Semnalul mai bun. Uite-te, de aici ne ia ținta. Vezi? La marginea zonei de detecție, el nu mai știe. E feroasă, e neferoasă. Și atunci, când ținta e foarte adâncă, ne mai bagă și câte un pic de așa numitul iron grind, gritul de fier. De aceea, când ținta este foarte adâncă, ea trebuie săpată. Pentru că acolo poate să fie orice. Cu cât o ținte mai adâncă, cu atât e mai interesantă. Iar pentru asta este făcut noul Detect Rally Striker. Pentru ținte adânci și valoroase. Îmi place foarte mult acest detector. Înainte eram îndrăgostit de alte modele de la Detect și de Deus. Deus îmi plăcea pentru că era foarte ușor în mână și permitea accesul la foarte mulți parametri. Dar în momentul în care a apărut Rally Striker-ul, a rămas cu Rally Striker. Bun, o să facem o pauză, să-i punem și bobina ultimei 13, sunt curios, nu mă aștept totuși la adâncimea asta, dar sunt curios, hai să vedem ce se întâmplă. Bun, am montat bobina ultimei 13, ceea ce observ și simt, e prima oară când montez bobina pe detectorul ăsta, o am de o săptămână, dar acum am apucat să o montez. Detectorul este foarte ușor în mână, deci efectiv devine un detector foarte ușor, mai ușor decât seria EDS, EDS Richer, Winner, EDS Plus 2,
Este foarte ușor. Deci, cu bobina asta n-ai niciun fel de oboseală. Acum, sunt foarte curios ce va face bobina asta pe ținta aia atât de adâncă în solul ăsta. Așa. O agață un pic. O agață destul de bine, da. Se cunoaște. Nu este ca... Și vă rog să observați că mișc totuși bobina repede, da? Nu mișc încet să agați orice, da? O mișc repede. Hai să zicem că am fi la detecție. Mergem și detectăm și căutăm, detectorul stabil, a făcut un mic sunet. Da, ia un semnal, dar semnalul nu este foarte puternic. În orice caz, consider că este remarcabil, chiar și cu această bobină. Gândiți-vă că este o țintă de dimensiunea aceasta. Da? Ceva de genul ăsta, îngropată la 60 de centimetri în sol argilos. E foarte ok. Eu am îndrăgostit de detectorul ăsta.